Dragi cititori, suntem la un nou videoclip. Astăzi este 1 mai, o zi tare, tare relaxantă, foarte, foarte frumoasă pentru cei care s-au hotărât să iasă în natură și pentru cei care s-au hotărât să intre și pe YouTube. Astăzi, de 1 mai, am pregătit pentru voi un videoclip tare, tare relaxant. Și pentru că într-un videoclip anterior v-am prezentat ce cărți am cumpărat de la editura Polirom în ultimul an de zile, m-am hotărât astăzi să fac și un videoclip cu ce cărți am cumpărat de la editura Litera în ultimul an. Sunt 16, 11 le-am deja pregătite aici, alte 5 le-am lângă birou, nu m-am riscat să le pun pentru a nu se întâmpla ceva nedorit aici cu cărțile. Bun, dragilor, te invit să rămâi așadar în minutele următoare alături de mine să îți prezint ce cărți am de la editura Litera în bibliotecă, achiziționate în ultimul an de zile. Avem și pentru iubitorii de titluri clasice câteva, evident, pentru că așa cum v-am obișnuit, citesc foarte mult și clasici și de asemenea cumpăr foarte mult și cărți și implicit autori clasici. Așadar, te salut, bine ai venit pe canalul meu de YouTube în această zi, să spunem, festivă. Dacă iubești natura și lectura, îți plac cărțile, drumețiile și călătoriile, te invit să te abonezi, te rog frumos să te abonezi, este absolut gratuit și nu uita să apeși și pe clopoțel pentru a nu rata restul videoclipurilor. De asemenea, dacă ai și prieteni care iubesc acest gen de conținut, te rog frumos să dai un share acestui videoclip pentru a afla și ei despre acest canal. Bun, dragilor, nu mai lungim vorba, nici nu o să lungesc foarte mult videoclipul astăzi, în această zi festivă. Prima carte exact pe care am achiziționat-o de la editura Litera exact în urmă cu un an, în mai anul trecut, a fost Stăpânii Nordului, Bernard Cornwell, o carte de nici 400 de pagini cu o serie absolut superbă, Last Kingdom, parte din această serie, Stăpânii Nordului. Cum am spus, am și parcurs-o undeva, cred că pe la începutul anului. Aveți un reading vlog aici pe canal dedicat cu aventurile lui Uhtred Ragnarsson prin regatele engleze, dacă nu am reținut bine, pe la 880 ca și an de desfășurare a acțiunii, 879-882 mai exact. Bun, așadar un roman de aventuri tare, tare captivant și interesant. Apoi am achiziționat o carte pe care la un moment dat mi-am propus să o citesc, am tot amânat-o, iar acum iar am pus-o pe o listă lungă, și anume Pacienta tăcută, Alex Michaelides. La un moment dat mi-am propus să o citesc, apoi după ce am citit foarte multe reviews negative despre Fecioarele și mai ales despre ultima carte a lui, Furia, am tot amânat să-l descoper pe Alex Michaelides și am rămas cu Pacienta tăcută de ceva timp în bibliotecă și încă necitită. Și el un roman destul de subțirel, până în 400 de pagini. Un roman care a făcut furor la lansare, însă deocamdată pentru mine este în stand-by. Apoi un roman tare, tare interesant, colecția BuzzBooks de la Litera, bine cunoscută nouă, și anume Prin ochii ei, Sarah Pimborough. Un roman tare, tare interesant pe care l-am și inclus în ultimul videoclip al meu cu 10 dintre cele mai bune cărți thriller cu acțiune incendiară. Te invit să urmărești și acel videoclip pe canal aici. Abia ce este live, abia ce am făcut acest videoclip cu 10 dintre cele mai bune cărți thriller, așa că te invit să vezi acolo dacă ești iubitor de thriller, 10 cărți thriller absolut fabuloase. Apoi un alt thriller, de asemenea și el inclus în ultimul videoclip cu 10 propuneri de thriller. Autorul este Marco de Franchi, Condamnarea celor vii, tot BuzzBooks, exact, peste 600 de pagini, chiar un roman ceva mai voluminos. cu evident acțiunea undeva în Toscana, începe cu răpirea a 2 copii, după care intervine și o inspectoare care era angajată la Roma, la serviciu de operații secrete sau ceva de genul. În orice caz intervine și o inspectoare alături de un coleg al ei care investigează cazul răpirii copiilor dintr-o zonă rurală din Toscana. Așadar, Marco de Franchi, romanul lui de debut, Condamnarea celor vii, o lansare recentă, 2023, 2022-2023 la noi, cu iz din Dan Brown și Tăcerea mieilor. Bun. Apoi o carte care este de ceva timp în bibliotecă, am și citit-o între timp, Grădina cu lavandă, Lucinda Riley, colecția Dream Books, cu acest cover absolut superb. Am descoperit-o, am citit acest roman undeva anul trecut spre sfârșitul toamnei, un roman sensibil, un roman pe mai multe planuri temporale, exact așa cum ne-a obișnuit scriitoarea nord-irlandeză, Lucinda Riley, care din păcate nu se mai află printre noi, a murit destul de tânără. Foarte, foarte frumos această copertă, dar și romanul, cum am spus, pe mai multe planuri temporale, unul foarte aproape de prezent, unul în timpul celui de-al doilea război mondial în Parisul ocupat de naziști. Absolut superb. Apoi, ce mai am aici? Da, tot o parte din colecția, din seria Last Kingdom, a lui Bernard Cornwell, scriitorul deja în vârstă de, dacă nu mă înșel, octogenar, Bernard Cornwell, și a lui serie Last Kingdom cu Cavalerul Morții, în acest format de buzunar de peste 500 de pagini de la editura Litera. Foarte, foarte interesant formatul. Văd că are și un scris și se manevrează foarte lejer cartea. Foarte interesantă această colecție de buzunar. Apoi mai am o parte din această vestită serie Last Kingdom, și anume Spada Regilor, tot Last Kingdom, roman care stă la baza filmului Seven Kings Must Die de pe Netflix. Dacă nu l-ați văzut, vi-l recomand, evident avându-l ca erou central tot pe Uhtred Ragnarsson. Foarte, foarte interesant. Colecția și aceasta în jur de 400 de pagini, nu foarte voluminoasă, un roman de aventuri. În general, romanele de aventuri ale lui Bernard Cornwell sunt foarte, foarte faine, foarte ușor de citit. Așa că pentru cei care iubesc romanele de aventuri, dar și ficțiunile istorice, nu aveți decât să căutați Bernard Cornwell și aveți acolo destul de multe romane traduse la editura Litera. Încă nu sunt toate traduse la noi, cele care fac parte din seria Last Kingdom, dar cu siguranță aveți ce să citiți. Apoi trecem la o serie thriller care inițial era compusă din patru părți, ulterior s-a ajuns la partea a 6-a, Fabian Risk, seria Stefan Arnhem, Victima fără chip, peste 600 de pagini, un roman ceva mai voluminos, tot colecția BuzzBooks, exact, foarte faină, interesantă această copertă, dar și celelalte din serie. Cu o carte am primit și un sticker cu cele 4, al 9-lea mormânt, minus 18 grade și motivul X, primele 4 părți, ulterior a apărut și X motive de a muri sau X modalități de a muri, nu știu, partea a 5-a și partea a 6-a, lovitura de grație, așadar 6 părți deocamdată pentru seria scriitorului suedez. Iar cineva aici ne spune că este mai înfricoșător decât Jo Nesbø, binecunoscutul autor de thrillere norvegian, și mai întunecat decât Stig Larsson. Deja nu mai are nevoie de nicio prezentare Stig Larsson și fabuloasa seria lui Millennium. Aici avem seria Fabian Risk cu prima parte, încă nu am descoperit, dar sunt foarte tentat în acest an să încep și această serie a unui scriitor suedez care promite. Apoi continuăm cu un roman, aș spune, Dezamăgirea anului pentru mine. Curând l-am parcurs, l-am în bibliotecă de ceva timp, editura, evident, Litera, nu mai vorbim, pentru că despre acesta este videoclipul astăzi, despre cărțile de la editura Litera, și anume romanul de debut al lui Shelley Reed, Viața ca un râu, 335 de pagini, aș spune mai degrabă modeste, însă vei avea parte de o lectură extrem de lejeră, într-un stil lejer, iar totul se parcurge pe repede înainte. Absolut toată acțiunea, toate peisajele, toate descrierile sunt cumva cu viteza a 5-a. Dar dacă citești foarte multe cărți destul de complexe și greoaie, printre acele lecturi ale tale poți insera această carte, Viața ca un râu, și poți evita și riscul de a intra într-o suprasaturare în ceea ce privește lectura. Bun, mergem mai departe cu două bestselleruri sau un roman care a fost un super bestseller la lansare, și anume Trandafirul nopții, tot Lucinda Riley, peste 500 de pagini pentru acest roman cu un cover superb. Din ce am văzut, cam toate cover-urile romanelor Lucindei Riley sunt foarte, foarte frumoase, foarte colorate. Trandafirul nopții încă nu am citit. Din ce știu, acțiunea cumva tot pe mai multe planuri temporale, atât în India britanică cât și în Anglia, pe teritoriul englez. Acțiunea, abia aștept să descoper. Dar mai devreme de Trandafirul nopții aș vrea ca în acest an să debutez și cu seria Cele 7 surori, mega bestsellerul Lucindei Riley, peste 50 de milioane de exemplare vândute în întreaga lume. Povestea Maiei, aici prima carte, primul volum din această serie. Evident, acțiunea pe mai multe planuri temporale, ajungem chiar și prin anii 20, așadar cu mai bine de 100 de ani în urmă, în Brazilia, la Rio de Janeiro. Abia aștept să descoper, să încep să citesc această serie, și ea foarte, foarte lungă și complexă. Bun, acestea sunt cele 11 cărți, să spunem, din literatura contemporană, pentru voi, prezentate și cumpărate de mine, de fapt, în ultimul an de editura Litera, destul de puține, și mai am încă 5 care fac parte din colecția Mari Clasici ai Literaturii, acea colecție Premium 2023, lansată de editura Litera. Asta după ce am renunțat la cea mai mare parte din acea colecție verde de la Adevărul, pe care o aveam aproape integral. Am renunțat la ea și am decis să iau câteva titluri pe care mi le doream din această colecție superbă. Haideți să vi le și arăt. Bun, cam așa arată, cu copertă hardcover toate. Haideți să le luăm pe rând. Și avem aici Maestrul și Margareta, Mihail Bulgakov. Acest cover superb. Iată și cum arată în interior, foarte, foarte frumos prezentate, foarte aerisite, foarte... Maestru și Margareta, 460 de pagini, destul de acceptabilă ca și dimensiuni. Apoi avem ceva mai puțin voluminoasă, Mândrie și prejudecată, Jane Austen, într-o altă culoare. Evident, fiecare are o altă culoare din aceste cărți. Apoi mai am Last Cruce de vânturi, Emily Bronte, și ea cu o culoare a cover-ului foarte, foarte frumoasă. Mai am Roșu și negru, Stendhal. Aș spune atractivă și ea. Și mai am, cred că e cea mai voluminoasă de aici, Jane Eyre, Charlotte Brontë, foarte, foarte interesantă și aceasta, cea mai voluminoasă, are 570 de pagini, așadar 5 opere clasice extrem de interesante, pe care am hotărât să le cumpăr, cum am spus, după ce am renunțat la celebra colecție verde de la Adevărul din urmă cu mai bine de 15 ani, acolo unde erau și aceste titluri prezente. Așadar, Surorile Brontë, Roșu și Negru, Stendhal, Maestru și Margareta Bulgakov și Jane și Mândrie și Prejudecată, Jane Austen, cele 5. Vreau să vă spun că le-am achiziționat pe toate la doar 17 lei, mi s-a părut un preț interesant pe EMAG. Și mai am câteva titluri, mai vânesc câteva titluri, am văzut acolo și Mai trăi Mircea Eliade și alte câteva titluri pe care aștept să le prind la prețuri foarte, foarte bune, gen 17 lei pentru a le achiziționa, cred că merită. Acestea au fost cele 16 titluri de astăzi, așa trecute sumar prin ele. Evident, dacă vreți mai multe informații, consultați și rubrica sau playlistul de BookBox Unboxing 2023 și 2024, acolo unde aveți toate aceste titluri prezentate, autorilor cu detalii variate și pentru a vă face o idee mai de ansamblu în ceea ce privește fiecare roman în parte, dacă vă hotărâți să începeți lectura la una dintre aceste cărți. Dar te aștept și pe tine acum în secțiunea de comentarii să-mi spui ce cărți ai tu în bibliotecă de la editura Litera, dacă preferi să cumperi de la editura Litera. Eu mai puțin, nu am chiar așa foarte, foarte multe, doar 16, cum am spus, achiziționate în ultimul an. Am foarte, foarte multe achiziționate de la editura Rao și de la editura Polirom. Apropo, recent am făcut și un videoclip cu cărțile cumpărate de la editura Polirom în ultimul an. O să-ți las în descrierea videoclipului și linkul către acest videoclip să vezi acolo ce cărți am din colecția Polirom Top 10+. Până data viitoare, te aștept în secțiunea de comentarii. Îți urez un Paște fericit și spor la lectură. Toate cele bune!